Spitalul județean de urgență din Piatra Neamț se confruntă cu grave probleme, unele știute de ani buni, altele scoase la iveală recent în urma unei petiții transmise instituției prefectului județului Neamț de către managerul unității sanitare cu paturi, Alexandru Filimon. Problemele semnalate de acesta în petiția transmisă reprezentantului guvernului în teritoriu vizează incendiul de pe ATI, dar și altele, cum ar fi faptul că blocul operator unic este nefinalizat din 2013, secția pediatrie este nefinalizată din 2015. Proiectul de reabilitare a secției de oncologie este blocat de anul trecut, ambulatoriul integrat de specialitate este blocat de anul acesta fără șanse de reluare, proiectul de reabilitare termică pentru secțiile de psihiatrie, medicină legală, boli infecțioase are contractul de finanțare reziliat, proiectul de extindere a unității de primire urgență are contractul de finanțare reziliat, proiectul fluide medicale prin POIM are contractul de finanțare reziliat, proiectul pavilion medical cu 70 de milioane de lei destinate finanțării proiectului se află la bugetul județean de 4 ani fără să se facă nimic. Șirul dezastruos nu se încheie aici. Unitatea se confruntă și cu alte probleme, unele dintre ele discutate în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate pe 3 octombrie la prefectura Neamț. S-a discutat vreme de 2 ore și jumătate despre ceea ce nu s-a făcut în ani. Unele afirmații, conform cărora nu există dușuri pe anumite secții sau apă curentă în anumite puncte importante din spital, par a fi desprinse din epoca de piatră. Zla, Iulia Ilaș este numele meu și sunt medic cu delegație din februarie 2023. Am acceptat această funcție știind că sunt 3 probleme mari în secția de pediatrie. La fel faptul că muncesc în acest spital de 20 de ani și cunosc colectivul, oamenii cu care muncesc și secția în sine. Primul este acest proiect care a debutat în proiect de reabilitare a secției, care a debutat în 2015. Avem din cele 3 pavilioane doar unul funcțional, suntem cu 4 în conservare și DSP-ul știe, conform ultimului raport venit acum în septembrie, în urma inspecției din august 2023, funcționăm la limită, ca să nu zic, avem foarte, foarte multe probleme. Cele 60 de paturi de pediatrie sunt comasate pe cele 3 etaje cu paturi, cu saloanele de către 6 paturi, da? Ca să putem funcționa, cu etajul 2 care este cu paturi de COVID, cu paturi de enterocolită, cu sugari și copii mari care sunt amestecați. Mă rog, astea sunt condițiile de funcționare. Proiectul, așa cum a spus domnul manager, nu mai este unul corect. Ca să vă dau un exemplu, la etajul 3 nu avem dușuri, da? Deci nu există un grup sanitar care să prevadă un duș măcar pentru mamele și copiii care sunt internați acolo, copiii mari generații la etajul 3. Materialele de curățenie, căruțul de curățenie se află într-o locație care nu are chiuvetă, nu are apă curentă acolo, da? Deci le spălăm unde putem și cum putem. Și ca să nu mai dau mai mult din casă, mă rog, suntem în același stadiu de câțiva ani buni, șantierul s-a oprit în 2019. Bun, mă scuzați, domnule manager. Ceea ce aș dori să înțeleg eu și să înțeleagă, ca să spunem așa, cetățeanul de pe zebră, și nu cei care sunt de specialitate, este în urma acestor măsuri cu renunțarea la acest număr de paturi. Concret, vor fi condiții mai bune pentru cei de la oncologie sau vor face cum s-auzea perfuzii prin chiuvete sau rezemați de pe culoare? Asta este întrebarea, concret. Sper că această perioadă în care se pun în conservare un număr de 7 paturi de secția noastră să fie cât mai scurtă, pentru că ne vom apropia mai bine de condițiile pe care trebuie dreptate le cere DSP, pentru că le cere legea. Dar numărul de pacienți pe care noi trebuie să îngrijim și problemele lor rămân. Va trebui să ne descurcăm cu aceste 37 de paturi de internare continuă. Deja un an și ceva funcționăm în condiții în care am făcut un compromis pentru că se reabilitează secția. S-a blocat proiectul. Mai urmează într-o perioadă, nu putem vedea exact cât de lungă,
până când poate vom reuși să intrăm în pavilionul nostru. Este evident că avem mai puține bani, va fi mai puțin bine pentru pacienți, dar pe de altă parte trebuie să ne încadrăm și în condițiile legale, pentru că acum este doar evident, nu ne poate la autorizare funcționare în aceste condiții. Cred că ce e obligatoriu de trans ca și concluzie este cât mai repede acest proiect să treacă prin etapele de avizare și să se treacă la construcție, ca să ajungem în clădirea noastră și să sperăm să revenim la numărul nostru de patru. Ele sunt necesare pacienților. Nu suntem cu toți aici, inclusiv DSP-ul și domnul prefect și toată lumea. Cred că e bine ca organele meritate ale statului să-și pună întrebarea cine a încălcat ordinul ministrului de a transforma Spitalul Județean de Urgență în suport COVID. Pentru că o asemenea problemă e de gravitate absolută. A lăsat în afară sute de bolnavi care în loc să se bucure de tratament, așa cum este și cu Spitalul de Urgență, a trebuit să plece în altă parte. Bună, președinte. Eu, ca manager, am participat la toate cerințele parchetului și s-au dat toate documentele de partea spitalului, inclusiv acel raport sau procesul v-au făcut în ianuarie 2019 de către unii din reprezentanți și CJ și DSP și cred că era și inspectoratul în construcții, în care spunea clar că spitalul, atât pavilionul de chirurgical și pavilionul de internă, nu sunt într-o stare foarte bună de funcționare și așa. Cunosc foarte bine, domnule. Aceste probleme, de asta am spus, nu vreau neapărat să mă aduc în trecut, dar sunt foarte multe lucruri lăsate în urmă la Spitalul de Țară, pe lângă investiții. Dacă luăm din 2014 până în 2022, s-au dat 156 de miliarde 406 mii lei către Spitalul Județean, din care 21 de milioane de către Ministerul Sănătății, și 135 de milioane 248 de mii 243 de lei de către Consiliul Județean. Deci vorbim de 156 de miliarde, ca să vorbim pe înțelesul vorba domnului prefect, am uite pe zebră. Acești bani au fost cheltuiți într-o anumită măsură, dar există și o restituire unor sume de 27 de milioane 675.149 de lei. Care este situația? Noi suntem acuzați că nu finanțăm spitalul, iar spitalul restituie, nu e vorba de actualul manager. Noi vorbim din 2014. Și fiecare manager care a fost acolo, indiferent că și eu respect specialitatea, profesia de medic, de economist, de jurist, respectăm de orice profesie. Dar indiferent cei care au fost acolo, indiferent de profesia lor și de specialitatea lor, ar trebui să aibă totuși, aș zice eu, remurșcări, așa și probleme de conștiință, vizat de cheltuire acestui bani, pentru că atâta vreme când se întorc bani înapoi, înseamnă că ceva nu funcționează, nu e regulă. Și e regretabil că peste tot se transmite că Spitalul Județean e subfinanțat, Consiliul Județean nu a ajutat spitalul și iată că venim și cu bani care se restituie. Ceea ce este interesant este că dacă e să ne referim la securitatea la incendiu, acolo au fost semnalate numeroase neconformități, pentru că mai devreme a fost luat în discuție momentul când s-a desemnat Spitalul Județean de urgență Piatra Neamț ca și spital suport COVID, singurul spital, înțeleg, din țară, județean, care a fost desemnat să fie suport COVID. Și vor. 11 spitale județene în țară. Deci 11, n-a fost singurul. Și deși acea comisie a stabilit, din punct de vedere al securității la incendiu, că există neconformități ale instalațiilor, o să citesc pe scurt, neasigurarea gabaritului căilor de evacuare, instalațiile de detectare, semnalizare și alertare în caz de incendiu acolo unde nu sunt în stare de funcționare la parametrii proiectați,
Încăperile în care se impune o supraveghere a persoanelor pe timpul nopții nu sunt echipate cu iluminat de securitate pentru veghe, nu există sisteme de alarmare acustică eficiente pentru evacuarea pacienților și a personalului spitalului pentru fiecare construcție, secție, nivel, cu excepția etajelor 4 și 5 din pavilionul chirurgical. Incendiu a fost la etajul 2 atunci. Deci, apropo de discuția de mai devreme, probabil că n-ar fi trebuit ca spitalul să fie desemnat unul suport COVID, trecând peste aspectele celelalte legate de modul în care cronicii n-au mai putut să aibă acces la serviciile medicale așa cum ar fi fost necesar. Dar asta e o discuție și niște concluzii pe care probabil le vor trage cei care fac anchetă. Integral, ședința poate fi urmărită pe YouTube, în cadrul acesteia fiind discutate mult mai multe probleme importante cu care se confruntă Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț.